Vă salut, dragii mei! Voi prezenta în continuare o afecțiune chinuitoare, ce este frecventă în societatea modernă: depresia. Fiecare dintre noi s-a confruntat la un moment dat cu probleme dificile, cu situații emoționale mai grele, cu dezamăgiri sau eșecuri pe diferite planuri. Uneori însă atunci când ne complacem în aceste stări de tristețe intensă, de lipsă de speranță, de închidere emoțională sau când sentimentul de tristețe depășește limitele obișnuite, atunci vorbim despre o tulburare afectivă numită depresie, care influențează viața persoanei în toate domeniile psihoemoțional, fizic, interpersonal, social și profesional. În momentul de față, depresia este considerată a fi a patra tulburare psihoemoțională răspândită pe glob și constituie una dintre problemele majore de sănătate ale omului contemporan. La nivel mondial, depresia afectează aproximativ 121 de milioane de oameni. Iar în Europa se estimează că 50 de milioane de persoane suferă de această tulburare psihoemoțională. Depresia este de două ori mai frecventă în rândul femeilor decât în cel al bărbaților. Numărul persoanelor depresive este în creștere datorită stresului, a dificultăților sociale și financiare, a tensiunilor relaționale. Depresia este definită ca o tulburare a stării afective care duce la apariția unei stări de tristețe sau de pierdere a speranței pentru o perioadă îndelungată de timp, fiind mai gravă decât un simplu episod de tristețe de supărare sau decât o trăire temporară de scădere a energiei vitale, depresia poate avea un impact semnificativ asupra bucuriei de a trăi viața, asupra stării generale de sănătate și asupra echilibrului psihoemoțional. În conformitate cu manualul de diagnostic și statistic al tulburărilor mentale, următoarele simptome caracterizează depresia majoră. Dispoziție depresivă, diminuarea interesului sau a plăcerii, pierdere în greutate, insomnie sau hipersomnie, agitație sau lentoare psihomotorie. Inutilitate sau culpă excesivă, lipsa de speranță, diminuarea capacității de gândire sau concentrare, indecizie, gânduri curente de moarte. În cazul în care o persoană prezintă cel puțin 5 dintre aceste simptome pentru o perioadă mai lungă de două săptămâni, ce sunt însoțite de o suferință pronunțată sau de o afectare la nivel social și profesional, persoana respectivă este diagnosticată cu depresie majoră. Principalele simptome ale depresiei majore se pot sistematiza astfel. Simptome afective dispoziție tristă, autodepreciere, sentiment de inutilitate, indiferență afectivă, simptome cognitive, tulburări de concentrare și de memorie, simptome psihice, dezinteres, deznădejde sau idei suicidare. Persoana depresivă se poate simți lipsită de speranță, foarte tristă, Simte că nu mai are niciun sens în viață, sau că nu mai poate simți plăcere sau bucurie în aproape nimic din ceea ce face. Se poate simți dărâmată sau descurajată și plânge ușor. De asemenea, poate fi irascibilă sau anxioasă, sau poate avea un nivel scăzut de energie. Se simte cuprinsă de o tristețe inexprimabilă asociată cu un sentiment de abandon de disperare și de culpabilitate. Cauzele care pot declanșa depresia sunt o combinație de factori biologici, psihologici și sociali. Se presupune că unele trăsături psihologice ale individului pot crește vulnerabilitatea față de depresie. Persoanele care au o părere proastă despre ele însele, care au o viziune pesimistă asupra lumii, sau care sunt expuse la stres, au un risc mai mare de a dezvolta o depresie. Stările depresive pot fi declanșate de diferite eșecuri emoționale, de afecțiuni cronice, de dificultăți financiare, tensiuni relaționale sau situații dificile apărute în viața de zi cu zi. O experiență traumatizantă sau un șoc emoțional. Tendința de izolare și însingurare, conflictul conjugal, familial sau profesional, pot genera fragilitate psihică și emoțională. Aceasta provoacă vulnerabilitate emoțională și psihică și structurează treptat o modalitate inadecvată de a reacționa la stres. Care implică să ne simțim copleșiți de anumite situații dificile și să trăim stări tot mai intense și mai frecvente de tristețe, fapt ce poate duce la apariția depresiei. În această tulburare afectivă, tehnicile cognitiv-comportamentale cele mai utilizate sunt cele de activare comportamentală, mobilizarea pacientului spre a acționa. Și restructurarea cognitivă, oferirea unei noi perspective mentale. Restructurarea cognitivă presupune transformarea credințelor iraționale, și anume etichetarea globală negativă a propriei persoane, în credințe raționale, acceptarea persoanei și gândurile benefice. Orice atitudine sau comportament al ființei umane este determinat de existența în acea ființă a unor impregnări subconștiente latente, care sunt activate în anumite conjuncturi specifice. Este stringent necesar să se acționeze pentru a rupe definitiv rezonanțele cu stările subtile inferioare, Existente în universul lăuntric al persoanelor în cauză Metode și alternative perfect naturale de vindecare a depresiei Râsul și buna dispoziție Amplificarea simțului umorului și a bunei dispoziții ne fac mai fericiți și ne oferă șansa de a trăi tot mai profund în momentul prezent. Râsul este un remediu simplu și la îndemâna oricui pentru dezamorsarea situațiilor stresante. Numeroase studii au evidențiat legătura ce există între umor și sănătatea psihoemoțională. O persoană care are simțul umorului și râde mult se bucură de o sănătate mult mai bună decât o persoană posomorâtă și tristă. Fiecare dintre noi avem oricând la dispoziție această soluție binefăcătoare pentru a ne trăi viața cu bucurie. Apelând la ea, vom observa că ne ajută în reducerea conflictelor, destinderea psihică și emoțională, vindecarea unor traume afective, depășirea depresiei. Relaxarea musculară care apare atunci când râdem este corelată cu o dispoziție afectivă pozitivă. Ea ne oferă șansa să fim mai fericiți, să devenim mai încrezători, să adoptăm o atitudine optimistă de înfruntare a dificultăților ce apar în viața noastră. Umorul ne poate transforma perspectiva în care vedem situațiile la un moment dat dificultățile care apar în cuplu, situațiile traumatizante. Problemele sociale pot fi alchimizate într-o stare de veselie și voie bună. E ca și cum am vedea situațiile respective din mai multe perspective, iar aceasta ne permite să reacționăm cu mai multă detașare și spontaneitate în fața problemelor. Simțul umorului este un antidot al fricii, al anxietății și al deprimării. Râsul diminuează orgoliul, elimină tristețea, disperarea, plictiseala, dezvoltând o stare de spontaneitate și un optimism perpetu. Cel care are simțul umorului este sincer, vesel, entuziast și depășește repede situațiile dificile. Medicul Henry Rubinstein afirmă despre terapia prin râs că aduce cu sine o îmbunătățire a stării generale, o senzație de bunăstare, o atitudine mai destinsă, o mărire a capacității de a face față stresului, o diminuare a anxietății, a nervozității și a ideilor depresive. Este recomandată angrenarea unei gândiri binefăcătoare și a unei atitudini optimiste. Psihologii definesc optimismul ca fiind o tendință generală, relativ stabilă, de a avea o concepție pozitivă asupra viitorului și a experiențelor vieții. Ei consideră că persoanele care privesc viața cu optimism evaluează pozitiv mediul social și fizic. Investesc mai mult efort pentru a preveni problemele sau pentru a le transforma. Savurează mai mult viața și fac față mai eficient stresului și bolii. Trebuie să rămânem mereu optimiști și încrezători în succesul oricărei acțiuni benefice. Chiar și atunci când situația nu este foarte favorabilă pentru noi, nu trebuie să renunțăm ci să avem încredere de plină în Dumnezeu. Optimismul ne ajută să avem o perspectivă benefică asupra realității și cu cât ne vom consolida mai mult obiceiul de a vedea latura benefică a situațiilor, cu atât mai ușor vom putea depăși situațiile dificile. În plus, printr-o gândire binefăcătoare, vom declanșa în ființa noastră procese de rezonanță cu energii benefice, stenice, armonioase și vom atrage mereu conjuncturi și evenimente favorabile integrate divin în viața noastră. Rămânând mereu optimiști, vom crea în universul nostru lăuntric vibrații rafinate, elevate, ceea ce va fi atât în beneficiul nostru cât și al ființelor cu care interacționăm. Iar aceste frecvențe înalte ne vor proteja și ne vor ajuta în eventuale situații de criză lăuntrică care pot să apară în viața noastră. Gândirea creatoare, imaginația noastră constructivă, entuziasmul nostru, intențiile noastre binefăcătoare, trăirea iubirii pure, neposesive, toate ne ajută să înflorească în universul nostru lăuntric o stare de bine. Persoanele care au tendințe depresive, este esențial să urmărească să-și amplifice încrederea în sine și să-și depășească anumite complexe de inferioritate, printr-o gândire benefică, utilizând autosugestiile pozitive. Este necesar pentru fiecare dintre noi să cultivăm în universul nostru lăuntric numai afinități și rezonanțe benefice, eliminând toate tendințele și rezonanțele negative cu ajutorul raportării neîncetate la Dumnezeu. Adeseori, speranța, binefăcătoare, puternică și constantă, îl ajută foarte mult pe cel care trece prin grele încercări. Speranța îi arată drumul către adevărata cunoaștere și îl face să-și trezească puterea interioară și credința în succesul de plin. Totodată, speranța binefăcătoare ajută ființa umană să aibă din nou încredere în viață și să anticipeze succesul sau fericiile viitoare. Speranța ne hrănește sufletul și ne oferă energii subtile binefăcătoare care ne ajută să ne transformăm din ce în ce mai repede. Ea este una dintre comorile care se află ascunse în ființa fiecăruia dintre noi. Și tocmai de aceea este important să învățăm să o descoperim cât mai repede cu putință. A manifesta o puternică și constantă speranță înseamnă totodată să devenim capabili să depășim stările de tristețe, de depresie și să surâdem cât mai des. În lumina celor mai recente studii din psihologia pozitivă, recunoștința ajută la menținerea stării de sănătate, a echilibrului emoțional, a stării de fericire și împlinirea celui care o practică. Ea diminuează efectele emoțiilor negative, întărește relațiile interumane, asigurând astfel o stare durabilă de bine, de împlinire și de fericire. Recunoștința determinată, o gândire flexibilă și creatoare, cât și dezvoltarea unor mecanisme de adaptare eficiente pentru combaterea stresului de orice fel. Studiile au arătat că cei care au ținut un jurnal personal în care își exprimau recunoștința pentru tot ce le oferea viața s-au simțit mai fericiți, mai optimiști și mai împliniți. Psihologii Emons și McCullough au studiat această metodă simplă de conștientizare zilnică a faptului că întotdeauna avem pentru ce să fim recunoscători. Deoarece, spun ei, în mod obișnuit avem tendința de a trece cu vederea multe aspecte benefice și frumoase din viața noastră. Prin acest studiu realizat în anul 2003, s-a evidențiat eficiența pe care o are acest exercițiu de exprimare în scris a recunoștinței. Mai bine de 100 de adulți au fost rugați să țină un anumit gen de jurnal, și, au fost repartizați în trei grupe diferite. Grupa A a trebuit să scrie despre lucruri pentru care s-au simțit recunoscători. Grupa B a trebuit să scrie despre lucrurile pe care le-au găsit deranjante. Grupa C a trebuit să scrie despre lucruri care au avut un impact major asupra lor. Rezultatele au indicat faptul că cei care au notat în jurnal pentru ce anume sunt recunoscători au simțit stări de fericire, bunăstare și o diminuare a stărilor depresive spre deosebire de cei din celelalte grupe. În timpul celor 10 săptămâni cât a durat experimentul, la subiecții din grupa A s-a observat o îmbunătățire a calității somnului, o creștere a optimismului și s-a raportat și o diminuare a diferitelor dureri. În plus, s-a remarcat o mai bună comunicare cu ceilalți, o creștere a conectării cu alte persoane, cât și o creștere a probabilității de a ajuta o altă persoană. Multiple studii sugerează că oamenii care sunt recunoscători pentru ceea ce le oferă viața trăiesc mai ușor și mai frecvent stări de fericire, fiind astfel mai protejați de stres și de depresie. Psihologii au constatat că persoanele care își dezvoltă în mod conștient sentimentul de recunoștință sunt mai puțin frustrate, sunt mai deschise și mai optimiste decât restul. Ele nu fac din posesia bunurilor un scop, și nu se încăpățânează să se compare cu alte persoane. Mai mult, își înfrâng invidia și sunt mai compasive cu ceilalți. Starea de recunoștință ne ajută să ne cultivăm și să ne manifestăm starea de fericire interioară. Cu cât suntem mai fericiți, cu atât vom manifesta mai mult starea de recunoștință, și cu cât suntem mai recunoscători, cu atât devenim mai fericiți și mai capabili să savurăm misterul clipei prezente. Recunoștința și savurarea binelui în toate aspectele vieții ne ajută să depășim cu succes momentele dificile din viața noastră.